Zero Limite, Joe Vitale și doctorul Hileakala Hulen. Alegerea este o limitare. Putem apela la divinitate care ne cunoaște structura interioară pentru a obține vindecarea gândurilor și amintirilor care ne trag îndărăt. Mornach Simeona. În octombrie 2006, doctorul Hulen a venit în Austin pentru a petrece un timp cu mine. Când l-am luat de la aeroport, a început imediat să-mi vorbească despre viață, Dumnezeu, programe, purificare și multe altele. M-a întrebat ce planuri aveam pentru zilele următoare. I-am spus cât de încântat eram. Într-un film care îmi place, un personaj spune: unii oameni sunt treji și viețile lor sunt o uimire continuă. Am început eu. În viața mea există magie și miracole și mă simt însuflețit. Spune-mi mai multe, m-a provocat el. I-am spus de noua mașină pe care o ador. O mașină de lux asamblată manual. Acest tip de mașină este realizat de cei din familia Panoz. Fiecare model este asamblat manual și semnat de oamenii care îl realizează. Mai mult, fiecărui model îi se dă un nume. Mașina mea se numea Francine. Știam că doctorul Hulen va aprecia dragostea mea pentru mașină și faptul că o tratez ca pe o ființă vie. Pentru el totul are viață. I-am spus și de participarea la emisiunea lui Larry King, Life, ca rezultat al rolului meu în filmul The Secret. Secretul. Am vrut să știe ce fel de persoană era Larry King. Și am spus: King este direct, prietenos, foarte inteligent și mi-a plăcut ca om. Am continuat povestindu-i despre succesul cărților mele, Factorul de atracție și Manual pentru viață. După doar câteva minute, a putut vedea că explodam de energie. Ce crezi că s-a schimbat față de vremea când ai luat parte la primul curs Ho'oponopono? M-am gândit un moment, apoi am spus: acum am controlul deplin asupra vieții mele. Nu mă mai împotrivesc. Tot ce fac este să mă purific, să șterg și să vreau să ajung la zero. M-a bătut pe umăr și a zâmbit într-un fel care îmi dădea de știre că momentul respectiv era unul special, pentru că simțea ce este bine pentru mine. Ne-am îndreptat spre mașină, dar după câțiva pași s-a oprit și s-a uitat insistent la mine. Ai un mers țopăit, a spus el. Mergi în salturi. Ei bine, sunt fericit că te văd, am zis eu. În timpul cinei, i-am spus că eram dezamăgit din cauza că lucrarea mea nu se vindea prea bine. Joseph, trebuie să iubești această carte. Voiam să se vândă, așa că nu înțelegeam ce avea de a face cu dragostea, cu asta. Joseph, dacă ai avea 3 copii și unul dintre ei s-ar descurca mai greu la școală, ea îi spune că ești dezamăgit de el? Nu, i-am răspuns eu. Deodată mi-am dat seama că această nouă perspectivă, cartea, era un copil al meu. Și îi spuneam că nu este la fel de bună precum ceilalți copii ai mei. Am simțit asta atât de puternic, încât aproape am început să plâng acolo la restaurant. Ai înțeles, Joseph, da? A spus doctorul Hulen. Trebuie să-ți iubești toți copiii. Am început să mă simt foarte rău, pentru că îmi disprețuisem copilul, fiindcă nu se descurca bine la școala vieții. Îmi pare sincer rău. Am început să-i spun divinității: te iubesc, îmi pare rău, te rog să mă ierți și îți mulțumesc. În mintea mea, în timp ce vizualizam cartea în inima mea. Mai târziu, în aceeași zi, când am ajuns acasă și am văzut cartea, am luat-o și am ținut-o aproape de inimă, îmbrățișând-o, iubind-o și cerându-i iertare pentru că nu apreciasem pentru simplu fapt că există. Ceva mai târziu, când îl duceam pe doctorul Hulen spre zona unde se afla casa mea, în Texas, a spus că a văzut în mine un spirituș. Un ce? Un spirituș. Mă obișnuisem deja ca el să vadă lucruri pe care eu nu le vedeam. Nu o considera o aptitudine psihică, ci doar o dezvăluire care avea loc în fiecare clipă. Spiritușul are ochi și urechi mari. Îi place să stea ascuns în interior
și să nu iasă în public. Aceasta este latura mea care vrea să stea acasă și să lucreze la computer, în loc să interacționeze cu alți oameni. Totuși, o altă parte din tine iubește lumea reflectoarelor. Cu două treimi din ființa mea îmi doresc să fiu la emisiuni de genul lui Larry King și la lui Oprah și să primesc atenție, am mărturisit eu. Dar există o parte care mă face să-mi doresc să stau închis în casă și să fiu retras. Spiritușul te va ține pe linia bună, a explicat doctorul Hulan. Oamenii care vor doar celebritate vor înnebuni. Cei care vor doar să se retragă în peșteră își ascund lumina. În tine există un echilibru. Mai târziu, în aceeași zi, i-am spus dragostei mele despre spiriduș. Iubitei mele despre spiriduș. Cum se numește latura aceea a ta care îi place să stea pe scenă? M-a întrebat ea. Nu știu. S-a gândit câteva clipe și apoi a spus, cred că se numește Sprite. Sprite? Da, Sprite, mi se pare că ți se potrivește. Am râs și a trebuit să fiu de acord. În zilele următoare, când i-am spus doctorului Hugh Len că iubita mea îmi dăduse numele de Sprite, acelei laturi extrovertite, a râs foarte tare. Lui Sprite îi place lumina, cânta el. În ziua următoare sosirii doctorului Hugh Len în zona unde stăteam, m-am întâlnit din nou cu el. L-am găsit la o masă cu două persoane de origine mexicană care păreau să-i soarbă cuvintele. Mi-a făcut un semn să mă apropii. Mi-am luat o cafea și m-am așezat lângă el. S-a apropiat, s-a oprit din explicație și m-a rugat să mă așez puțin mai departe de cele două persoane, două doamne. Spune-le doamnelor cu ce te ocupi, m-a întrebat el. M-a îndemnat el. Le-am vorbit despre cărțile mele, despre filmul în care am jucat, despre încercarea mea de a ajuta pe oameni să găsească fericirea. Spune-le cum rezolvi tu problemele, m-a rugat el. În trecut obișnuiam să încerc să rezolv problemele fie ale mele, fie ale altuia. Acum le las să existe, dar purific aceste amintiri care le-au declanșat. Când procedez astfel, problemele capăt o soluționare și eu sunt mulțumit de asta. Joseph, le poți da un exemplu? Situația surorii mele, de exemplu, mă stresează, am mărturisit eu. Era destul de bogată, i s-a spart casa, i s-a furat identitatea și altele, nu este fericită și asta mă nemulțumește. Am încercat să o ajut cu bani, trimițându-i cărți și filme motivaționale, un DVD, ca să vadă filmele, dar ea nu face niciun efort ca să se schimbă. Acum nu mai încerc să o schimb. Dar ce faci? A întrebat una dintre doamne. Lucrez la propria mea ființă, am spus eu. Acum înțeleg că are viața aceasta nu din cauza a ceea ce face ea. Este vorba despre un program, o amintire, care rulează mereu și mereu și ea este prinsă în această capcană. Și pentru că eu am cunoștință de problemele respective, pentru că îi simt durerea, înseamnă că împart cu ea aceste programe. De aceea trebuie să mă purific. Pe măsură ce mă purific, programul nu va mai funcționa nici în cazul ei. Ce faci ca să te purifici? Tot ce fac este să spun, te iubesc, îmi pare rău, te rog să mă ierți, mulțumesc, iar și iar, de mii și mii de ori. Doctorul Hulen a explicat că în expresia te iubesc există trei elemente care pot schimba orice. El a spus că acestea sunt recunoștința, respectul și transformarea. Am continuat să le explic ce credeam eu că se întâmplă când aplici acest proces. Expresiile acestea sunt un fel de cuvinte magice, reprezentând combinația necesară pentru a deschide încuietoarea universului. Când spun asemenea cuvinte care seamănă cu poezie, îi deschid divinității calea pentru a mă purifica și pentru a șterge programele care mă implică, care mă împiedică să ajung acolo unde ar trebui. Doctorul Hugh Len a spus că îi place cum scriu și cum descriu metoda de purificare Ho'oponopono. A spune că cineva a luat un virus descrie exact ce se întâmplă, a spus el. Este un program care rulează în minte și noi ne molipsim. Când cineva îl are și tu observi, deja îl ai și tu.
Ideea este să îți asumi responsabilitatea totală. Când te purifici, ștergi acel program din memoria tuturor. A făcut o pauză, apoi a adăugat. Dar există o mulțime de programe. Ele sunt ca semințele. Pentru a ajunge la starea cu zero limite, trebuie o muncă mai asiduă decât vă imaginați. Doamnele păreau că înțeleg, ceea ce m-a surprins. Vorbeam despre niște concepte foarte derutante, dar păreau să le înțeleagă. Nu mă puteam abține să nu gândesc că poate sunt în rezonanță cu vibrația doctorului Hulen, așa că, așa cum un diapazon stabilește tonul pentru toate sunetele înconjurătoare. Apoi am ieșit cu doctorul Hulen la o plimbare. A fost o plimbare scurtă, pe un drum plin de pietriș, într-o dimineață răcoroasă. Pe lângă noi au trecut căprioare. La un moment dat, stăteam față în față cu un grup de câini care lătrau din răsputeri la noi, dar am continuat să vorbim și să ne plimbăm. Deodată, doctorul Hulen a ridicat mâna ca și cum i-ar fi binecuvântat și a spus: "Vă iubim." Câinii au încetat să mai latre. Orice ființă are nevoie de dragoste, a spus el. Eu, tu, chiar și câinii. Un câine mic aflat mai în spate a schelălăit încet ca și cum ne-ar fi spus treceți sau poate mulțumesc sau poate chiar și eu vă iubesc. Conversațiile noastre erau întotdeauna interesante. La un moment dat, doctorul Hulen m-a dat peste cap spunând că singura alegere pe care o putem face este să ne purificăm sau nu. Te supui fie amintirilor, fie inspirației, a explicat el. Așa este, i-am răspuns. Întotdeauna le-am spus altora că au posibilitatea de a alege să acționeze inspirat sau nu. Acesta este liberul arbitru, de fapt. Divinitatea îți trimite un mesaj și tu poți alege să acționezi sau nu. Dacă acționezi, totul este bine. Dacă nu, poți avea probleme. Alegerea pe care o poți face este să te purifici sau nu, a spus el. Când ești purificat și vine inspirația, tu doar acționezi. Nu te mai gândești. Dacă stai pe gânduri, atunci compari inspirația cu ceva și acel termen de comparație este o amintire. Șterge amintirea și nu vei mai avea de ales. Vei avea doar inspirația și vei acționa fără să te mai gândești. Asta-i tot. Wow! Această perspectivă m-a lăsat perplex. Mă simțeam rău pentru că scrisesem, vorbisem despre alegerea pe care o putem face ca ființe înzestrate cu liber arbitru și acum aveam să aflu că a dispune de liberul arbitru înseamnă să mai ai amintiri blocate în interior. Când mă aflam în starea de zero, când ne aflăm în starea zero, acolo unde nu sunt limite, nu poți face altceva decât ceea ce trebuie să faci. Asta este. E ca și cum am face parte dintr-o simfonie imensă, a explicat doctorul Hulen. Fiecare dintre noi cântă la un instrument și eu cânt la unul. Și cititorii au instrumentele lor. Nu sunt doi la fel. Pentru că fiecare să se bucure și concertul să aibă loc, fiecare trebuie să-și cânte partitura lui și nu altceva. Problemele apar când nu vrem să cântăm la instrument sau când considerăm că altcineva are o partitură mai bună. Asta înseamnă amintirea. Am realizat că în organizarea unui concert este nevoie și de oameni care se ocupă de decor, publicitate, curățenie, fiecare are rolul lui. M-am gândit de asemenea la oamenii pe care îi cunosc și care păreau să nu știe care este metoda ce le adusese succesul. Este vorba despre James Caan, actorul celebru din Nashul și din seria Las Vegas. L-am întâlnit de câteva ori. Celebritatea de care se bucură este un mister la fel de mare pentru el ca și pentru mine.
Era un actor și este un actor excepțional, chiar legendar, dar tot ce face este să fie el însuși. Își joacă rolul în marele scenariu al universului. Același lucru se poate spune și despre mine. Unii oameni cu care mă întâlnesc mă tratează de parcă aș fi vreun guru, pentru că m-au văzut jucând în filmul The Secret, Secretul, sau pentru că au citit unele cărți scrise de mine, în special Factorul de Atracție. Adevărul este că eu doar cânt la instrumentul cel ce mi s-a încredințat pentru concertul vieții. Când jucăm rolul ce ni s-a dat, și eu asta fac, lumea funcționează cum trebuie. Atunci când încercăm să luăm rolul altcuiva, atunci apar problemele. Cine a stabilit aceste roluri? L-am întrebat pe doctorul Hulen. Divinitatea, a spus el. Când au fost stabilite? Cu mult înainte ca noi să fie apărut pe acest pământ. Asta înseamnă că liberul arbitru nu există deloc? Că suntem obligați să ne jucăm rolul? Ești înzestrat cu liber arbitru, a spus el. Ești creatorul propriei vieți odată cu fiecare clipă când respiri. Dar pentru ca să trăiești de la zero, trebuie mai întâi să renunți la amintirile care există. Trebuie să recunosc că nu înțelegeam în totalitate, dar partea pe care o înțelegeam este cea care spunea că eu trebuie să-mi joc rolul. Dacă fac așa, atunci sunt o piesă din jocul de puzzle al vieții, una care și-a găsit locul. Dar dacă încerc să-mi găsesc locul în altă parte a jocului, nu mă voi potrivi acolo și întreaga reprezentare existențială va fi compromisă. Mintea ta conștientă va încerca să înțeleagă totul, m-a lămurit doctorul Hulen. Dar mintea ta conștientă vede doar 15 informații odată. Doar 15. În timp ce alte 15 milioane care există în acea clipă vor fi trecute cu vederea. Mintea ta conștientă habar nu are ce se întâmplă. Asta chiar nu era deloc liniștitor, cel puțin nu pentru mintea mea conștientă. După cum am amintit și mai devreme, într-o zi am ținut un discurs la un seminar intitulat Secretul Banilor, le-am spus tuturor că vor avea bani dacă se vor purifica. Dacă erau faliți, înseamnă că nu sunt purificați. I-am spus doctorul Hulen asta și a fost de acord. Amintirile pot ține banii departe, a spus el. Dacă ești purificat în privința banilor, vei avea destui. Universul ți-i dă dacă ești dispus să-i primești. Amintirile sunt cele care te împiedică să-i ai sau să vezi cum poți să-i faci. Și cum o pot purifica în acest caz? Spunând în continuu și în continuu, te iubesc. Spunând asta banilor, poate că iubești banii, dar e mai bine să-i spui asta. Da, e mai bine să-i spui asta divinității. Când ai ajuns la zero, ai zero limite și chiar poți avea bani. Dar când ești prins în capcana amintirilor, ei vor sta departe de tine. Și există multe amintiri legate de bani. Pe măsură ce le vei îndepărta, ele vor fi șterse și din interiorul altora. Am intrat într-un bar și am comandat o cafea. Localul era liniștit, dar încet, încet barul s-a umplut de oameni și a devenit din ce în ce mai zgomotos. Vibrația energetică din acel loc a crescut. Simți asta? A întrebat el. Da, există o vibrație specială în acest loc, am spus eu. Oamenii par mai fericiți. Am intrat noi și am adus cu noi sinele nostru purificat și locul în sine a simțit asta, a spus el. Mi-a povestit despre efectele intrării sale în multe restaurante din Europa. Afacerile unora dintre proprietarii restaurantelor mergeau prost, dar pentru după ce l-a intrat în acele locuri, situația s-a îmbunătățit. A încercat asta în mai multe locuri să vadă dacă funcționează cu adevărat. Chiar așa era.
Apoi a discutat cu unul dintre proprietari și a spus: dacă vânzările îți merg mai bine, după ce intrăm noi în restaurant, ne vei da o masă gratis? Iar el a fost de acord. Așa a primit doctorul Hulen multe mese pe gratis, doar intrând undeva. Am observat că dăruia o mulțime de bani. Am intrat la un moment dat într-un magazin mic, de unde a cumpărat câteva figurine de sticlă pentru prieteni. Apoi a scos o bagnotă de 20 de dolari și i-a dat-o vânzătoarei spunând: și asta este pentru tine. Vânzătoarea a fost foarte uimită, ceea ce e și normal. Dar el a spus: sunt doar bani. Mai târziu, într-un restaurant, i-am dat un bacșiș generos chelneriței. A rămas gură cască. Nu pot accepta asta, a spus ea. Ba da, poți, am contrazis-o eu. Totuși, mai târziu, am avut o idee pentru un nou produs ce avea să-mi aducă o mulțime de bani. Doctorul Hulen mi-a atras atenția. Universul te-a răsplătit pentru generozitatea ta. Ai dat, așa că ți s-a dat înapoi. Ți-a dat inspirație. Dacă nu ai fi dat, nu ai fi primit. Acesta este secretul real al banilor. Noi, americanii, uităm că pe banii noștri e înscrisă pe bună dreptate expresia "In God we trust". În Dumnezeu noi credem, a spus doctorul Hulen. Imprimăm expresia pe bani, dar nu îi dăm atenție. La un moment dat, doctorul Hulen m-a întrebat despre compania de produse alimentare pe care am fondat-o împreună cu un nutriționist și cu un medic. Am creat această companie pentru a promova o formulă naturală de scădere a colesterolului. Doctorul Hulen mă sfătuise cu ceva timp în urmă care ar trebui să fie numele produsului și al companiei și cum era curios să afle cum evoluează lucrurile. Deocamdată stăm pe loc, i-am spus eu. Am angajat un avocat în cadrul acestei companii pentru a verifica site-ul și maniera de asamblare a produselor, iar acum îi așteptăm să vină. Dar ca urmare a muncii pe care am depus-o la acest produs, mi-a venit o idee pentru un produs chiar și mai bun, pe care l-am numit Fit Arita. Am continuat explicându-i că Fit Arita este un amestec natural cu margherita. Ideea aceasta mi-a venit când stăteam la un pahar cu prietenii. Participam chiar atunci la un concurs de fitness, așa că un pahar de margherita era ceva rar și deosebit pentru mine. În timp ce beam, am spus: am nevoie de un margarita bodybuilder. Când am terminat de spus asta, am știut că era o idee foarte bună. Îmi pare rău pentru tine, Joseph, a spus doctorul Hulen. Nu te-ai încăpățânat să rămâi la primul produs, lăsând lucrurile să meargă exact așa cum le-ai planificat. Așa că divinitatea ți-a dat o nouă idee de a face bani. Prea mulți oameni rămân blocați într-o singură idee și încearcă să-și împlinească așteptările, perturbând astfel chiar obținerea bogăției pe care o doresc. Bravo, Joseph, bravo! Desigur, are dreptate. Are atât timp cât voi fi deschis unor idei noi din partea divinității, ele vor veni în continuare. În afară de produsul Fit Arita, mi-a venit și o idee de șervet purificator. Pe astfel de șervețele punem mâncarea pentru a purifica și pentru a ne purifica pe noi înșine înainte de a mânca. Dar nu m-am oprit doar la această idee. Doctorul Hulen a avut și el o altă idee. Nu am văzut niciodată un site care să purifice oamenii în timp ce ei stau și privesc doar la calculator, mi-a spus el. Hai să concepem astfel site-ul pentru cartea noastră. Când oamenii vor vizita acea pagină web, urmează să fie purificați prin ceea ce văd pe site. Chiar asta am făcut. Vizitați www.zerolimits.info. Ideile și banii pe care îi puteți primi pot fi fără sfârșit atunci când v-ați hotărât să renunțați la nevoia dumneavoastră urgentă și să lăsați lucrurile să curgă. Cheia, ca de obicei, este să vă purificați. Să vă purificați și iar să vă purificați. Ce ar trebui să facă terapeuții atunci când văd un pacient, l-am întrebat eu, dorind să găsesc căi bine stabilite pentru a-i ajuta pe oameni să se vindece? Doar să-l iubească.
a spus doctorul Hulen. Dar ce se întâmplă atunci când îți cere ajutorul cineva care a trecut printr-o traumă și nu a reușit să depășească la momentul respectiv? L-am întrebat eu, dorind să îl pun pe doctorul Hulen la colț și să-l forțez, astfel să-mi spună o metodă pe care să o pot folosi. Orice om vrea doar să fie iubit. Nu asta vrei și tu? Nu contează ce faci sau ce spui atât timp cât iubești acea persoană. Deci aș putea avea o abordare junghiană sau freudiană sau știu eu de oricare alt tip? Nu contează, a accentuat el. Contează doar să iubești persoana respectivă, pentru că ea este o parte din tine. Și faptul de a o iubi te va ajuta să te eliberezi, să te purifici și să te clarifici în privința programului care rulează în viața celorlalți. Nu mă mulțumea acest răspuns, deși înțelegeam ce voia să spună. Dar dacă cineva este de-a dreptul nebun? Cândva a venit la mine o femeie considerată schizofrenică, a început el. Am rugat-o să-mi spună povestea ei, trebuie să înțelegi că orice mi-ar fi spus ea sau oricine altcineva nu este perspectiva reală. Povestea lor este interpretarea conștientă a evenimentelor. Ceea ce se întâmplă cu adevărat le scapă. Dar a asculta povestea unui om este punctul de plecare. Și ce a spus? Mi-a spus povestea ei și eu am ascultat-o. În mintea mea îi spuneam divinității doar: te iubesc, te iubesc, te iubesc. Cu credința că tot ce trebuia purificat va fi purificat. La un moment dat mi-a spus numele ei complet, un nume din acela compus. Cu vitale și cu ceva de genul ăsta? Exact. Am știut imediat că și aceasta este o parte a problemei. Când cineva are un nume compus, are o personalitate divizată. Avea nevoie să revină la numele ei de fată. Ei ceru să schimbă numele? Nu voia să meargă atât de departe, a explicat el. I-am spus că numele ei e de fapt un cuvânt întreg și imediat a început să se relaxeze și să se simtă. Și ea o personalitate complexă și completă. Dar ce anume a schimbat situația? Propunerea de modificare a numelui sau faptul că ai repetat te iubesc? Cine știe? Dar eu aș vrea să știu, am spus. Am început un program de instruire în miracole. Aș vrea să știu și să fiu sigur că instructorii mei vor face și vor spune ce e mai bine pentru a-i ajuta pe oameni cu adevărat. A continuat să explice că vindecătorii cred că menirea lor este să ajute și să salveze lumea. În realitate, menirea lor este să se vindece pe ei înșiși de programele pe care le văd că acționează la pacienții lor. Atunci când acele amintiri dispar din interiorul vindecătorului, dispar și din interiorul pacientului. Nu contează ce faci tu sau ce fac instructorii tăi, atât timp cât iubiți oamenii cu care veniți în contact, a explicat el. Nu uita! Persoana pe care o vezi este o oglindă a ta. Ceea ce trăiește acea persoană este împărtășit de tine. Șterge programul comun și amândoi vă veți simți bine. Dar cum? Te iubesc, a spus el. Începea să sune ca un refren. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Încă de când am crescut suficient pentru a citi cărți pentru copii, am încercat să-mi dau seama cum funcționează universul. Superman și The Flash erau destul de ușor de înțeles.
Acum trebuie să mă confrunt cu știința, cu religia, cu psihologia, cu filozofia, dar și cu gândurile mele deopotrivă. Când cred că am priceput ceva, apare o altă carte care să-mi dea peste cap viziunea pe care mi-am creat-o asupra lumii. De data aceasta este vorba despre cartea Conștientul vorbește, de Balsekar. O citeam și am început să simt o durere groaznică de cap. Dacă ar fi trebuit să fac un rezumat al mesajelor folosindu-mi cuvintele de om confuzionat de lectura cărții, aș spune că nimic din ceea ce facem nu este determinat de liberul arbitru. Totul este impus. Ni se pare că suntem actori conștienți, dar ne înșelăm. Eul nostru vorbește. Cumva suntem niște marionete ale divinității și energiile din noi sunt folosite pe post de sfori. Uite, acum gândiți-vă la asta. Eu sunt cel care a scris Factorul de atracție, cartea. O carte care explică un proces de 5 pași pentru a avea, a face și a fi tot ceea ce vreți voi. Atât eu cât și alții am folosit metoda pentru a atrage diverse lucruri, de la bunăstare până la o mașină, un partener de viață, sănătate, slujbă și așa mai departe. Este vorba despre exprimarea intenției și apoi despre oportunitățile care apar în interior, din interior și trebuie valorificate. Pe scurt, eu sunt păpușarul și lumea întreagă este marioneta mea. Cum împac aceste filozofii atât de diferite fără să am dureri de cap? Cred că pot face în felul următor. Mai întâi de toate, trăim într-un univers coordonat de convingeri. Dacă sunt convins că ceva anume va funcționa, așa va fi. Se va realiza fără îndoială. Acea convingere îmi va contura existența sub forma percepțiilor care au sens pentru mine. Apoi, ceva apare în calea mea. Ceva ce pare să nu se potrivească niciunde în sistemul meu de convingeri și voi face tot posibilul să adaptez acel lucru la convingerile pe care le nutresc. Sau voi lua calmante. Apoi nu mă pot abține să nu întreb dacă ambele idei sunt adevărate. Noi suntem și păpușarul și marioneta. Dar asta se întâmplă doar când nu ne punem în calea propriei vieții. Mintea noastră ne împinge să abuzăm de alcool, de mâncare, să furăm, să mințim și chiar să petrecem prea mult timp întrebându-ne cum funcționează universul. Mintea noastră stă în calea curgerii naturale a lucrurilor. Mințile noastre știu că au o soartă și nu o pot suporta și nu pot suporta acest lucru. Așa că îți proiectează tot felul de activități ca să se simtă mai bine. Ca să supraviețuiască. În realitate, oricare ar fi aceasta, mintea este cea care ne împiedică să simțim strălucirea clipei. Dacă așa stau lucrurile, atunci înseamnă că toate tehnicile de purificare despre care am vorbit, ca reprezentând al treilea pas în cartea Factorul de atracție, vă ajută să scăpați de bariera care stă în calea planului divin. De exemplu, când folosiți ceva precum tehnica eliberării emoționale, perspectiva de îndepărtare a problemelor prin tatonare, dizolvați aspecte care vă deranjează. Dar apoi ce se întâmplă? Apoi întreprindeți ceva pozitiv. Ei bine, nu trebuia oricum să faceți ceva pozitiv. Nu așa v-ați da seama că există o problemă cu care trebuie să începeți purificarea? Cu alte cuvinte, imboldul de a acționa v-a fost trimis de divinitate. Și nerăbdarea de a-l pune în practică a fost generată de limita dumneavoastră personală. Dați la o parte limita și veți fi iar în unitate cu divinitatea. Asta însemnând că veți fi din nou și păpușarul și marioneta în același timp. Dați-mi voie să fac un scurt rezumat al lucrurilor care au sens pentru mine astăzi. Ați venit pe lume cu un dar interior. S-ar putea să fiți conștienți care este acesta sau nu. S-ar putea nici să nu știți că l-aveți. La un moment dat însă, îl veți simți în interiorul vostru. Mintea va evalua acest dar. Dacă mintea
îl va privi ca fiind un lucru rău, veți căuta să faceți ședințe de terapie, veți căuta metode, medicamente pentru a-l ascunde, pentru a remedia situația, pentru a vă elibera de acel dar nedorit sau pentru a-l accepta. Veți putea acționa doar când veți da la o parte bariera ce stă în calea acceptării darului respectiv. Pe scurt, veți fi marioneta divinității, dar păpușarul propriei vieți. Alegerea pe care o faceți, pe care o puteți face, este să vă lăsați purtați de val sau nu. Acesta este liberul arbitru. Unii îl numesc împotrivire liberă. Pentru că decizia dumneavoastră reală este de a acționa sau nu atunci când simțiți impulsul. Repet, alegerea pe care o puteți face este să vă lăsați purtați de val sau nu. Acesta este liberul arbitru. Chiar și cunoscutul om de afaceri și proprietar de circ, Barnum, despre care am scris și în cartea mea, știa asta. El a făcut lucruri extraordinare, dar întotdeauna s-a supus unor ordine de sus. Pe piatra sa funerară scrie: facă-se voia ta, nu voia mea. El a acționat pe baza ideilor primite și a dat la o parte bariera minții sale, permițându-le rezultatelor să fie așa cum trebuiau să fie, având credința că totul face parte din imaginea extinsă a universului. A reușit să nu se mai împotrivească în timp ce făcea ceva. Acesta este pasul 5 din cartea mea, Factorul de atracție. În seara aceasta mi-am dat seama cum funcționează universul. Mâine nu sunt sigur că o să mai știu ce și cum. Mi-e dor să mai citesc niște lucruri. Orice om are un dar, mi-a spus doctorul Hulen după acea plimbare. Orice om are un dar. Ce-mi pot spune despre Tiger Woods? L-am întrebat eu, știind răspunsul, dar având intenția de a ajunge la o întrebare mai profundă. Își joacă și el rolul în piesa divinității. Dar când îi va învăța pe alții să joace golf? Nu va avea succes, a spus doctorul Hulen. Rolul său este să joace golf, nu să învețe pe alții cum să joace. Acesta este rolul altcuiva. Fiecare avem partitura noastră. Chiar și un portar? Da. Există portar și gunoier care își iubesc munca. Nu te gândești la asta pentru că nu vrei să le iei locul, dar nici ei nu pot juca rolul tău. Mi-am amintit un rând dintr-un curs de dezvoltare personală, care sună așa. Dacă Dumnezeu ți-a spus ce să faci, fă acel lucru și ești fericit. Ei bine, ceea ce faci este ceea ce Dumnezeu vrea să faci. Ideea este să nu vă împotriviți rolului pe care l-ați primit. Poate mi-ar place să fiu compozitor, ca Michel Malone, actorul James Caan sau antrenorul de fitness sau scriitorul Jack London. S-ar putea chiar să fiu destul de bun în a compune cântece, în a practica actoria, exercițiile fizice, în a scrie romane, dar rolul meu este să vă inspir. Scriu cărți pentru a-i trezi pe oameni, sau mai exact, pentru a mă trezi pe mine însumi. Pe măsură ce mă trezesc pe mine însumi, vă trezesc și pe voi.